Radu Mareș, îmi face mare plăcere și mă simt onorat să avem acest dialog despre activitatea dumneavoastră, în principal de romancier, și de asemenea despre perspectivele pe care le-ați avut și le aveți despre literatura română de când ați debutat. Ați debutat în anii 70. Cum a fost să intrați în literatură atunci? Cum vi s-a părut că era literatura română la începutul anilor 70? Eu am avut, ca să răspund direct la întrebare, eu am avut noroc că am picat exact pe perioada dezghețului de după 68, pe care tânăra generație nu mai știe, dar a fost o semnificativă și importantă deschiderea porților pentru intrarea în literatură. Eu eram proaspăt angajat la Tribuna și al doilea noroc a fost că am picat pe un proiect al lui Dere Popescu și el, tânăr redactor șef, care avea, așa cum au toți scriitorii, câte o idee de asta așa himerică, donchihotescă. El spunea că Clujul trebuie să se reafirme cu proza. Pentru că, ca și azi, în Cluj erau pe atunci puzderie de poeți. Și proza, care presupune o muncă mai susținută, mai dedurată și niște riscuri, deci poți munci scriind la un roman și să o dai în bară, să iasă un fâs la urmă. La poezie, dacă ratezi o poezie, nu e nicio tragedie. Arunci manuscrisul și scrie alta. E, și proiectul lui Dere, ca să simplificăm, era că în principiu toată lumea e purtătoarea unei povești. O are o încărcătură în memoria lui, în mintea lui, în sufletul lui, și nu strică să o pună pe hârtie. Ați debutat așadar cu succes de critică și de public în valul acesta de dezgheț și de mari prozatori ai literaturii române din anii 70. Da. S-a scris mult roman atunci și foarte bine, în mare parte. În 81, tot la editura Dacia, dacă nu mă înșel, ați publicat un roman care era cumva între generații, nu? Între generația 70, între născânda noua generație 80, un roman din nou care a avut mare succes, Caii sălbatici, care în mare parte acoperă și părți din biografia dumneavoastră, din poveștile pe care le aveați de spus. Da. Realitatea e că, în ciuda premiului pentru debut pe care l-am primit de la Uniunea Scriitorilor și care, mă rog, e onorant și contează în biografia scriitoricească, n-am avut succes cu prima carte. Am nimerit, am pășit cumva așa în gol și la scurt timp nici eu n-am mai fost mulțumit de acel roman de debut. Însă cu romanul pe care l-ați pomenit, Caii sălbatici, am avut realmente succes. Și am simțit succesul, l-am măsurat și chiar discutam cu niște prieteni pe atunci, băi, uite ce-mi zice cu tare, că a citit și că nu știu ce la pagina cu tare, nu știu ce. Deci, oamenii care îți vin cu obiecții de detaliu sau de fond la o carte, e absolut sigur că au citit cartea aia și că au citit-o cu pupilele dilatate, deci nu. Da. Așa. Pentru că altfel, așa cum știți și dumneavoastră și cum știe toată lumea, foarte multe cărți sunt citite 20 de pagini, jumate și date deoparte, nu? Și judecata e deja făcută. Da, dar când vine cineva și îți face obiecție în legătură cu nu știu ce chestiune de final sau că nu, aia parcă trebuia scris altfel, ăla sigur l-a citit. Și cu asta mi-am măsurat eu, zic eu acum, privind așa în urmă cu luciditatea vârstei, că a fost primul meu succes, care, să zicem, mă pot umfla în pene așa un pic. O anumită singularitate pe care o aveți
în scris e observabilă în romanele din ultima vreme. Ok, mie nu-mi place să discut despre cărțile mele decât așa din avion, dar eu am foarte mult și acum am foarte mult material. Zic material ca să nu zic altfel. Deci am. Însă eu am luat-o în serios pentru că o prietenă foarte bună, scriitoare importantă, mi-a zis la un moment dat: băi, Radu, bagă de seamă că tu scrii prea mult. Zice, tu chiar cum tot la 2 ani scoți un roman, de un aibii de treabă. Vezi să nu fi primit virusul grafomaniei. Și mi-a dat de gândit. Și acum mai stau puțin, mă mai hodinesc, cum se spune la țară. Dar s-a schimbat ceva în percepția asupra romanului de atunci? Da. Ce? Da. Deci, vă spun o chestie care eu o consider colosal de importantă pentru cei din generația mea, deci care am trăit până la fund experiența de până în 90, cu toate servituțile, mizerile și rahatul înghițit, obligatoriu cumva, libertatea, condiția afirmării în libertate a însemnat formidabil. Asta a schimbat, e greu de transpus în formulă chimică, ce zic eu, de a explica ce e. Dar dintr-o dată simți că ești altcineva, gândești în termeni pe care nu ai gândit niciodată și îți descoperi, libertatea te asigură să-ți descoperi calități pe care nici nu le bănuiai. Deci, eu spun că asta e ce s-a întâmplat cu mine după 90, că am descoperit ce voluptate enormă e să scrii liber, să nu-ți fie frică de nimic. Deși, cum să spun, și aici te pândesc la colț tot felul de primejdii. Și o problemă a fost și este faptul că literatura așa că am pierdut importanța în societatea în care trăim. Da, eu nu vreau să mă gândesc la asta, că dacă mă gândesc la asta, mă las de scris. Deci, asta e realmente o problemă. Mai bine ca să fim într-un domn de veselie, să nu discutăm, dar totuși am să o spun. Deci eu, ca editor, am cunoscut și ceea ce foarte puțină lume cunoaște. Am cunoscut depozitele de carte, unde sunt vagoane, trenuri, enorme, cantități enorme de carte tipărită, care zac în pachete nedesfăcute, și care n-ajung la cititor. Și care n-ajung, nu știu, și dacă ar ajunge, ce s-ar întâmpla, asta e problema. Deci asta e o foarte mare problemă, care pentru asta, spun eu, ar fi trebuit Clujul să aibă o revistă bătăioasă, ofensivă, o revistă care să atace aceste probleme importante. Eu mă uit în revistele din Cluj să scriu primii mei blugi, anchetă, dezbat scritori, oameni serioși, care te-ai aștepta să discute, povestesc primii lui blugi, ce senzații au trăit, sau să discute enorm de mult despre film, care are suportul TIFF-ului. Într-adevăr, dar prea mult și prea profesionist, prea pe detaliu. În loc să fie ceva de genul și prima mea experiență cu Tolstoi. Da, și nu se discută problemele culturii mari și în burta culturii mari problemele literaturii, ale cărții, ale relației scriitor-cititor. Astea sunt probleme care în fiecare zi ar trebui discutate. Și scriitorul ar trebui să investească aici și o poziție de autoritate să îi facă, să îi oblige pe guvernanți, pe cei din posturile de decizie, cei cu banii, cei cu pâinea și cuțitul, să fie alături de el, să facă ceva, să miște ceva. Ori scriitorul, dacă tace, dacă stă timorat într-un colț și scrie despre primii mei blugi, mă rog, poate fi interesant, nu știu, pentru mine nu.
Domnule Radu Mareș, abia am reușit să deschidem problemele și iată că ele sunt multiple. Dialogul nostru a ajuns la sfârșit. Vreau să vă mulțumesc și în speranța că din toate acele hârtii și proiecte pe care le aveți vor ieși viitoarele cărți și că ele își vor găsi ca și celelalte cititori. Vă mulțumesc din nou și vă doresc spor în literatură de acum înainte. Vă mulțumesc și eu. Cu ochii întredeschiși, pentru că, deși fără rost, continuam să mă prefac adormit fără să mă mișc, am studiat-o atent. Avea albi doar dinții, un alb strălucitor și două piesul de baie cu slip minuscul. Restul fusese acoperit omogen cu un bronz de culoarea mierii de saltâm și mai era părul negru albăstriu ca la țigăncile de rasă pură din Balcani. Sezizasem și înainte sclipirea. Erau cele trei steluțe de aur de pe lobul urechii stângi. Tot din aur părea să fie și inelul subțire din nara dreaptă. Piatra verde deveni vizibilă abia la ridicarea în picioare. Pe proeminența burții acoperea exact convexitatea buricului și avea și ea strălucirea veritabilă a smaraldului, fără însă alte inele sau brățări, fără vreun tatuaj. Ești președintele unui scriitorilor din Moldova. Știu că îți ia mult timp administrarea acestei uniuni. La ce lucrezi? Ce pregătești pentru tipar, pentru edituri? Da, sunt de 4 ani președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Sigur că acest lucru implică mult timp și activități extra mase de scris, dar încerc să rămân cât mai mult timp la masa de scris, să nu-mi trădez condiția de scriitor, de om al scrisului, și mă bucur că reușesc, cu greu, dar reușesc acest lucru. În ultima vreme mi-au apărut mai multe cărți de poezie, eseu, literatură pentru copii. La ora actuală lucrez la o carte de eseuri. După 3 cărți de eseuri lucrez, pe care am reușit să le tipăresc până în prezent, lucrez în continuare la o carte de eseuri pe care, eseuri pe care le public la o rubrică a mea din revista Sud-Est Cultural. De asemenea, se adună și o carte de poeme, pentru că cartea de poeme se adună, așa cum se adună, să zicem, albina, adună polenul și mierea în stup. Ea nu se scrie pur și simplu, se adună. Și lucrez în același timp, deci, pe mai multe paliere. Lucrez și la literatura pentru copii, la o carte de povestiri pentru copii, de poezii pentru copii. Deci sunt implicat în mai multe activități. Corabia de la mansardă. Ce foșnet s-aude? E vântul la bord? O, nu, e amurgul, amurgul, milord. Ce umbră-i pe ape? E luciul lunii? Băi, luntrea ce așteaptă la mal prinsă în funii. Dar cine mă ia și mă duce de mână? Vai, n-o cunoști? E înalta stăpână. Milord, raportez, flota ta nu-i în gardă, corabia noastră e acum la mansardă.
ați scris cărți întregi până la urmă. Da. Mă gândesc la frumoasa carte despre Alexandru Vlad, despre Mircea Zaciu, despre Aurel Pantea, despre Mircea Martin mai de curând. Sunt adevărate exerciții de admirație. În același timp, sunt niște cărți care vorbesc și despre literatură, dincolo de literatura lor sau de textele pe care le-au scris aceștia. Cum ați îmbina aceste două dimensiuni? Da. În primul rând, eu scriu mereu despre experiența revelatoare, o caut de fiecare dată în texte, inductiv, deductiv. Uneori ea este mărturisită de către autorii înșiși și atunci este foarte ușor, alteori trebuie să o induc, să o induc pe metoda racului, să zic așa, a mersului înapoi din textele propriu-zise după mai multe, să zicem, metode. Dar de fiecare dată ajung aici, pornesc de aici și ajung aici, pentru că ceea ce am numit experiența revelatoare constituie experiența genetică aflată la originea operilor, o experiență de anumită preformală, care constituie, după părerea mea, un element al operei care nu a fost tematizat de estetică. Pentru mine conceptul de operă este, în întregime, este acesta. De la experiența revelatoare ca punct de plecare, trecând prin opera în sensul în care știm și ajungem la cititori. Asta este opera pentru mine în sens dinamic. Acum, mă întrebați de cealaltă dimensiune, de ce mă interesează latura existențială și o latură prin care literatura este, în fond, cred, mai mult decât literatură. Sigur, există două concepții în mare, care una care spune că literatura e doar literatură, e un joc, e un divertisment, de punctul de vedere Manolescu, să spunem așa, dar există oameni care susțin, foarte mai puțin la noi, care susțin că literatura este mai mult decât literatura, adică debușează în existențial și prin existențial înțeleg toate nivelele, de la, știu eu, social până la mistic sau teologic. Așa, în concepția asta se scrie puternic dintre critici Lucian Raicu și e o concepție mai puțin frecventată, dar Lucian Raicu era un critic care credea lucrurile acestea. Acum, dacă mă întrebați ce înțeleg prin acest mai mult decât literatură, eu cred că mai mult decât literatură înseamnă că literatura este totul. Convingerea mea, a spune nestrămutată, este că literatura este adevăratul specialist în viețile noastre, în existențele noastre. Nu psihologia, psihanaliza, psihiatria, filozofia sau nici chiar teologia, pentru că ele fiecare sectorializează ceva, ci literatura se ocupă de existențele noastre în sensul trăit, de viețile noastre, mai bine spus, de sentimentele noastre, de spiritul nostru. Și în acest sens, numai ea ne poate învăța ceva. De fapt, cărțile de literatură ne oferă alte vieți ale altora pe care noi ni le putem apropria de fiecare dată. În afară de viața noastră, care ne putem imagina ca o cărăruie care duce spre mormânt, să spun așa, cel care citește are șansa de a-și apropia multe alte vieți. Cu statura sa scundă, dar suplă, elastică și perfect verticală, ca o vergea din fibră de sticlă, cu înfățișarea sa precisă, perfect desenată și cumva transparentă, poate din cauza părului său alb, parcă dintotdeauna, dar de un alb de dincolo de alb, albit, aproape până la transparență, cum îmi păruse deja când în liceu, îl zărisem pentru întâia oară. Cu chipul său pe care Cronos îl gravase, sau poate mai degrabă sculptase cu dăltița, cu o concizie perfectă, clasică, cu linii puține, vioaie, inechivoce, clare, pregnante și expresive, de o expresivitate ageră și poate de aceea rapid memorabile, cu privirea sa iute și penetrantă, laser, trecând prin tine ca printr-un geam proaspăt spălat, și surprinzându-te tacit până în măduva oaselor, capabilă să observe fulgerător prin jumătatea de fereastra vreunui demisol de pe vreo stradă de pildă orădeană pe care trecuse singur sau cucis de zeci de ori un obiect insolit sau să se sizeze dintr-o ochire pe frontispiciul vreunei clădiri un detaliu de decorație minuscul și semnificativ care pentru noi ar fi rămas pur toujours inexistent,
Apoi, cu ținuta sa mereu coerentă și de o armonie nebătătoare la ochi, cu vestimentația sa întotdeauna impecabil aleasă, dar fără nimic căutat, excesiv, în culori stinse și perfect asortate, în fine, cu mersul său inezitant și atât de sprinten că de-abia dacă puteai să ții pasul, gâfâind cu pașii săiuți, liniari și ascuțiți, parcă despicând aerul ca pentru a-și tăia un coridor numai al său și al însoțitorului, cu opriri ferme, decise, seci, la ținte parcă antecalculate și atinse dinainte, chiar de a se opri, cu toate aceste caracteristici ale imaginii sale, inventariate acum în pripă, profesorul împărea de sus până jos, pe vremea aceea, a întâiei lecturi a relației sale de călătorie teritorii, că reprezintă însăși figura stilului impecabil, ordinea interioară exteriorizată în stil, însăși forma ajunsă către stadiul perfecțiunii, firește ca adecvare fără fisură la fond. Corin Braga, am discutat puțin înainte de a filma acest interviu despre locul potrivit în care am putea dialoga despre romanele tale și până la urmă am ajuns la concluzia că orice loc funcționează, deoarece felul în care scrii aplică o perspectivă asupra realității și asupra oricărui spațiu, care este cea a visului. Spune-ne, te rog, de ce te-a atras această modalitate de a privi realitatea și de a scrie romane? Da, încă de când eram copil și mă jucam cu jucărele de copii, soldăței de plastic, soldăței de plumb, am fost fascinat de universurile pe care le puteam eu construi în miniatură, în camera mea, pe covor, cu perne, cu diligențe atacate de cowboy. Și undeva în clasa a treia am descoperit la un moment dat că pot să continui a scrie, a mă juca, scriind. Și nu modelând, construind lucruri. Și în acel moment mi-am dat seama că pentru mine proza va putea fi un mod de a-mi duce mai departe plăcerile acestea ascunse, dar cred, cum să zic eu, benefice. Și că mă voi fi influențat sau în orice caz mă voi hrăni din universurile mirifice ale mai degrabă basmului, ale feriei, ale fantasticului. Realitatea, în schimb, realitatea aceasta cenușie în care trăim, în care primim lovituri, în care suntem agresați, în care lucrurile nu merg întotdeauna așa cum mi-ar plăcea, nu m-a atras și am simțit-o oarecum insuficientă. De aici tentația mea pentru vis. Totdeauna m-am simțit atras și am simțit că pot scrie doar atunci când peste contururile realității au coborât un fel de ochelari, niște lentile, un fel de ochelari de soare negri, care transformă ceea ce vedem diurn într-un vis sau într-un coșmar. Cu toate acestea, e o realitate pe care n-ai pierdut-o. Romanele tale sunt pline de spații reale, ale memoriei, ale copilăriei, ale tinereții. Doar că, așa cum spui, această perspectivă le-a dat o altă culoare și ți-a permis o explorare pe care altfel n-ai fi putut-o face. Da, cred că în general memoria, cu toate spațiile ei, din copilărie, din adolescență, din oricare vârstă, e ca o diaporamă ciudată. Nu e neapărat o diaporamă ca în muzeele de antropologie, luminată în toate colțurile, care spune în evidență fiecare element. Este o diaporamă scufundată în aceste lumini sau întunerice ale visului. An de zile am fixat vise în insectarul de hârtie. Mi-a făcut plăcere să mă aromesc cu marmelada acidulată a spaimelor copilăresc de curate și a senzațiilor amețitoare de cădere și zbor, de intruziune în lumi paralele. Am scris cu delicii, fără să mă întreb dacă transcrierea viselor ar avea și un alt scop decât plăcerea însăși. Desigur, mi-am distilat din ele viziunile pentru proză, folosindu-le ca pe un geyser, bolborosind de imagini mâloase sau vaporoase.
Am stat în ele ca într-un lichid amniotic, care avea puterea de a-mi vindeca, șamanic, rănile proaspete sau vechile cicatrici ale trupului sufletului meu. Le-am înălțat împrejurul meu ca o uriașă explozie de artificii, curgând în pereți fosforescenți de cascadă, peste contururile arse, topite de potop, ale unei lumi de pe cingine, uscată și sălcie.